Bună ziua, suntem în Nicosia, suntem la granița dintre partea cipriotă a Nicosiei și cea deținută de Republica Turcă. Este o zonă neutră, aproximativ are o distanță, această zonă neutră, de 50 de metri. Am trecut mai devreme de granița cipriotă, acum suntem la coadă pentru a arăta actul de identitate vameșilor turci. Este suficient buletinul, noi avem doar buletin, sunt însă și turiști care au pașapoarte. Astăzi este o coadă ceva mai mare, am mai trecut acum două zile granița. Am stat circa 10 minute la punctul de frontieră. Așa arată o capitală divizată, probabil singura din lume. Cele două părți nu se recunosc reciproc. După ce vom trece în partea turcească a Nicosiei, moneda va fi lira turcească. Se vor putea face plăți și în euro, pentru că cei de la magazine convertesc ei, după bunul lor plac, euro în lire turcești. De regulă luăm țeapă când facem așa, dacă nu avem banii pregătiți. Nu putem aduce marfă din partea turcească a Nicosiei, decât foarte puțin, eventual un tricou, niște papuci. Marfa din Nicosia turcească nu este acceptată în Nicosia Ciprului. De altfel și capitalele sunt, orașul de fapt este diferit, practic este împărțit în două orașe. Cel al Turciei este specific turcesc, cu muzică, cu gălăgie, cu mult comerț, aur, foarte mult. Pe când Nicosia cipriotă este una liniștită, aranjată, populație puțin gălăgioasă. Este prima oară când văd o graniță într-un oraș și probabil și ultima.